Bună, dragilor, bine ați revenit pe canalul meu. Azi este o nouă săptămână, este sâmbătă, am împlinit 9 în evoluția sarcinii, adică am 9 săptămâni. Bebe crește, după cum v-am spus și pe Instagram, dar cum e mie, pentru că nu mi-a fost nici săptămâna asta chiar atât de ușor. Însă dacă vreți să urmăriți evoluția mea în a noua săptămână de sarcină, urmăriți clipul ăsta în continuare. Să începem cu începutul. Azi dimineața m-am cântărit și nu era deloc mirarea, am 42,4 kg. Săptămâna trecută am avut 42,8, acum am mai slăbit 400 de grame. Să zicem că de azi, inclusiv un picuț ieri mai pe seară, am început să mănânc un pic mai mult. Am reușit să mănânc un burger făcut în casă, pentru că de asta am avut poftă, dar logic nu l-am făcut eu, l-a făcut mama. Eu nici acum nu pot sta în bucătărie. Și mare lucru, iar nu am putut mânca săptămâna asta în afară de fructe. Adică pere cel mai mult, mere nu, dar beau suc de mere, dar merele nu pot să le mănânc, dacă le simt că le mănânc când vine să vomit. Așa, ce am mai mâncat? Niște struguri și prune, parcă am cumpărat niște prune din Tesco, da. Deci și fructe și suc, am încercat să beau apă. Bine, nu apă goală, apă cu lămâie. Am făcut apă cu lămâie și miere, adică un fel de limonadă, și am reușit să beau din ea. Acum nu mult, pentru că mi s-a făcut rău și am renunțat la ideea asta, dar mă bucur că am reușit să beau un pic. Vitaminele nu mi le-am putut lua pentru că nu le suport, că le simt în gol, îmi vine să vomit. Și sper să-mi revin cât de curând în privința mâncatului, pentru că nici cântarul nu arată bine, nici eu nu mă simt bine, mă simt foarte slăbită. Mă doare spatele foarte rău, mă dor oasele, la un moment dat simt de parcă mi se rup, pentru că odată ce nu mănânc, nu bag nici vitamine în mine, nici nimic, corpul nu se simte bine și trebuie să mă pun pe picioare cât de curând, pentru că altfel, sincer, nu mă văd prea bine. Dar în afară de asta, simptome mari nu am avut în săptămâna asta. Am avut ceva dureri de burtă. Eu am uterul retrovers, așa că cum am pățit și cu Natalia, na, de la poziția lui normală în spate, cum e la mine, trebuie să vină în față ca să crească burtica și automat se mișcă de la locul lui, așa că probabil din cauza asta am avut durerile astea destul de puternice de burtă, pentru că m-am speriat la un moment dat, dar au fost ca niște crampe, pur și simplu. Și ce am mai avut săptămâna asta, episoade de insomnie, nu prea am putut să dorm vreo două nopți la rând, adică stăteam cu ochii închiși și mi-era somn, dar nu puteam să adorm, probabil din cauza gândurilor, din cauza grijilor, stres, nu știu, se adună și nu știu sarcina dacă are vreo treabă cu chestia asta, însă eu m-am confruntat cu asta în săptămâna asta. Mi-a revenit ulterior, adică acum am văzut că pot să dorm, chiar adorm și în timpul zilei, însă în afară de asta sânii mă dor în continuare, mă dor tare, se vede că au crescut destul de mult, sunt destul de dureroși și nu prea e confortabil. În rest, de stat în picioare nu prea pot să stau, derivă de la faptul că nu mănânc. Ce să mai spun, nici de machiaj, de nimic, n-am avut chef săptămâna asta, absolut. Nici cu Natalia nu prea am putut sta, noroc cu mama că poate sta cu ea, pentru că nu aveam cu cine să o las dacă nu. Dar eu sper din săptămâna asta încolo să-mi revin, pentru că dacă o țin tot așa, nu este niciun lucru bun. Am primit acasă data de la programarea pentru ecografie, este pe 22 noiembrie și atunci o să facem prima ecografie la bebe, la Spitalul General. Mă duc cu vezica urinară plină ca să se poată vedea, asta știu și din România, și mi-a specificat acolo să beau două pahare de lichid, de apă sau suc sau ceva, dar în general apă dacă o să pot, ca să fie vezica plină, să se vadă cât mai bine bebe, pentru că e destul de micuț. Și cam atât. Mi-a zis că dacă vreau poze cu bebe, adică poze de la ecografie, costă 3 lire poza și o să iau cu mine, bineînțeles, pentru că vreau. Așa, în rest, în afară de asta, cam nimic. Burtica se vede un picuț. Acum probabil că sunt și balonată, dar nu știu de la ce aș putea fi balonată dacă nu prea mănânc. Da, o să vă arăt imediat. Până atunci v-am zis și mai repet, am mai slăbit față de săptămâna trecută 400 de grame.
pentru că nu mănânc, o să trebuiască să mă bat singură la cap să iau vitaminele, pentru că trebuie, am și eu, are și bebe nevoie. Dar, da, pentru mine cam 42,4 kg e un semnal de alarmă mare, pentru că nu mi se pare normal, trebuie să am grijă de mine și de bebe, dar nu este vorba că nu am grijă, e vorba că nu pot. Eu încerc să mănânc din toate câte puțin, din ce mai poftesc, și mănânc o guriță, două, după aia mi se face rău. Eu zic mersi că nu vomit, pentru că doar am senzația de vomă, însă nu am ajuns chiar la stadiul să mă duc să vomit. Și din punctul ăsta de vedere sunt norocoasă, pentru că totuși rămâne ceva în stomac, o bucățică, două de mâncare, dar rămâne. Și eu consider că ăsta e un lucru bun. Acum, alte noutăți pentru săptămâna asta nu mai am. Urmează să văd burtica, să mă măsor în jurul buricului și cam atât. Haide să văd burtica. Cam așa arată burtica mea prin tricou, așa că se vede ceva că e negru. Și cam așa arată burtica fără tricou. Ei, și acum să o măsurăm tot în centimetri. Nu mai țin minte din nou săptămâna trecută cum era, însă da, cam asta e burticuța mea la 9 săptămâni de sarcină. Și acum să notăm în carnețel, ia să vedem săptămâna trecută, după câte se vede mă lasă și memorie. Ah, 75, la fel. Probabil se vede mai pronunțat acum pentru că am mai slăbit și din cauza asta. Deci cam așa arată până acum jurnalul meu de sarcină. Nu arată prea bine, însă o să vedem că o să urce kilogramele și sper să nu mă sperii la un moment dat. Deci, da. Eu sper că o să-mi revin. Am văzut că mi-au comentat multe, multe mămici, le mulțumesc din suflet. Mi-au comentat diferite experiențe de ale lor. Cum am spus, eu nu mănânc ananas. Nu mănânc orice ar putea face rău bebelui din ce am citit pe internet, nu beau ceai de lavandă sau chestii din asta, deci nu. Eu nu sunt de acord, oricâtă poftă aș avea, nu mănânc nici pate, nici chestii din asta, pentru că, în primul rând, pe lângă poftele mele, e mult mai importantă sănătatea copilului meu și eu pun pe locul întâi chestia asta. Așa că nu, mai bine renunț. Și da, eu vă mulțumesc din suflet pentru comentariile voastre. Ce pot să vă mai spun? Vă doresc și vouă, mămicilor, sarcină ușoară, pentru că știu cum este, sunt la a doua sarcină și nu e deloc ușor, cel puțin la început. Însă trecem peste și mulțumesc și pentru că v-ați abonat un număr atât de mare la canalul meu. Mulțumesc că sunteți alături de mine, vă mulțumesc pentru tot, în primul rând pentru prezență. Pentru mine contează mult și ne vedem în clipulețul următor. Eu vreau să filmez mâine, cred, acel haul cu produsele de machiaj pe care le-am cumpărat în ultima perioadă. N-am mai făcut nici favoritele lunii, produse de machiaj. Mi-am cumpărat câte ceva, dar nu acum recent, au rămas cumpărate și am uitat să vi le arăt. Să vă spun și părerea mea, sunt produse care le folosesc, produse care m-au dezamăgit. Dar, da, eu sper să pot filma clipulețul mâine. Dacă nu, mămicile care sunt în situația mea știu și mă înțeleg de ce nu pot. Și, da, cam atât. Eu vă pupăcesc, vă urez un weekend minunat și pe data viitoare. Pa, pa!